Bun găsit, prieteni, mă bucur să ne revedem. Vorbim astăzi despre luna noiembrie. O lună un pic năzuroasă, pentru că Mercur, care intră în Săgetător din 3 noiembrie, va retrograda aici pe 25 noiembrie. Va fi retrograd până pe 15 decembrie, după care tot în Săgetător își reia tranzitul drept și va sta aici până pe 7 ianuarie. Deci, practic, din noiembrie și până în ianuarie, toate sărbătorile de iarnă. Le avem cu acest Mercur în Săgetător, când drept și când retrograd. E foarte vorbăreț Mercur în Săgetător, e unul din tranzitele importante ale acestei perioade și unul din aspectele de care ne vom ocupa, vom vorbi și despre altele, dar Mercur în Săgetător este vorbăreț, comunicativ, își bagă nasul, e curios, investigează, testează, pune întrebări complicate, pune întrebări cu aluzii, cu trimiteri, conectează informații, verifică dacă ele sunt coerente, dacă sunt armonice între ele. Verifică chiar și mari guru pe care ni-i alegem, oamenii care credem sau oamenii pe care vrem să-i urmăm, pe care îi admirăm. Verifică dacă ceea ce spun este aliniat cu faptele lor, dacă este corect. Verifică dacă tezele în care noi credem, credințele noastre, principiile după care ne ghidăm, regulile pe care ni le formăm noi sau luate de la alții, chiar funcționează în această viață, se probează, pot fi puse în aplicare, sunt valabile pentru toată lumea, are o putere de generalizare în general, Săgetător se ridică deasupra individului și vrea să înțeleagă felul în care sunt conectate și se armonizează legitățile mari, care cuprind mai mulți oameni sau mai multe elemente ale acestei existențe, deci cum va vede lucrurile de sus. Și Mercur zice, domne, dacă lucrurile astea ar fi în care crezi, pe care le faci, pe care ți le recomandă unii, dacă ar fi transpuse la scară mare, ar fi pentru toată lumea bine? Sau este doar o realitate sau un adevăr în anumite condiții valabil, dar ridicat la scară generală nu mai e valabil peste tot, tot timpul și pentru toată lumea. Apoi ne va preocupa în această perioadă să confruntăm adevărul cu minciuna sau să descoperim cât acoperă adevărul, cât este el valabil, pentru cine, pentru cât timp, de unde se distorsionează o anumită informație, ce nu mai stă în picioare la un moment dat, până unde e adevăr și până unde e minciună. Pentru că Săgetătorul este un semn mutabil, e foarte posibil să descoperim că adevărul și minciuna se împletesc. Nu e numai adevăr și nu doar minciună. Și asta de multe ori din cauza unei abordări prea subiective a unei situații. Ne pasă prea mult, ne atinge prea tare și atunci avem o privire asupra lucrurilor. Situații familiale, legate de business, legate de obiectivele pe care vrem să le atingem de comunitate și societate. Avem o privire mult prea subiectivă, prea unghiulară asupra lucrurilor. Săgetătorul spune, deschideți-o. Lucrurile te ating atât de tare sau te dor sau te interesează atât de mult încât ai tendința de a privi doar din acel punct din care tu te-ai orientat către realitate, dar lărgește acest punct, fă o fereastră mai mare, vei avea mai multe informații, mai multe soluții, vei conecta altfel datele. Și asta înseamnă să ne pese și ce gândesc alții, chiar cei din opoziție cu noi, de ce gândesc așa, ce experiențe au determinat această gândire sau pe cine copiază de au această gândire, ce determină, ce efecte produce gândirea lor, bune, poate nu numai rele, poate și bune, chiar dacă nu e conformă cu a noastră. Deci ne obligă Mercur în Săgetător să ne deschidem orizontul de înțelegere, de gândire, de raționare, să aducem mai multe date pe care să le conectăm în mintea noastră. Este un aspect frumos și de comunicare, toți vom fi mai vorbăreți și din cauza asta poate vom produce noi sau alții indiscreții, poate prinde mai mult curaj și spunem lucrurile verde în față, e un lucru rău, mai ales dacă avem grijă cum să o spunem și când să o spunem, dar ele trebuie spuse. Mercur în Săgetător formează aspecte bune, aș zice bune, chiar dacă sunt în opoziție cu Jupiter, da, această putere de a propaga informația, de a scotoci după informație, de a-i asculta și pe alții, ceea ce e foarte bine, și formează aspecte bune de asemenea cu destinul, adică sunt importante aceste informații pentru deciziile pe care noi le luăm, pentru viața noastră și cum ne ghidăm în viață.
E bine să întrebăm cât mai mulți oameni despre care credem noi că sunt mai pregătiți sau mai informați, adică să nu stăm numai în bula noastră. Și această deschidere vine oricum, pentru că stă foarte mult Mercur în Săgetător, în loc să stea cam 3 săptămâni, stă cel puțin dublu și asta cumva ne ajută să mai mult decât dublu, de 3 ori aproape. Deci asta insistă pe Săgetător, pe informare, insistă foarte mult și pe comunicare în același timp. Iar cei care au lucruri de comunicat, care știu lucruri, nu le mai pot ține doar pentru ei. Le transmit mai departe. Cum le împachetează, cum le justifică, asta e altă poveste. Dar oamenii care știu că nu stau chiar așa anumite lucruri sau nu doar acesta este adevărul sau asta nu e singura fațetă a adevărului, vor fi îmboldiți să spună lucruri. Și vom auzi foarte multe lucruri. Pentru că Mercur e retrograd și mai ales din 25 noiembrie, când este retrograd până pe 15 decembrie, atenție la călătorii. E posibil să se schimbe unele reguli. E posibil să se schimbe vremea. Deci mai ales călătorile îndepărtate, pe distanțe mari sau în locuri pe care nu le cunoaștem foarte bine, pe care nu le-am mai vizitat de mult și nu mai știm care e topografia locului, trebuie să fim un pic mai atenți la drum pentru că se pot schimba pe parcurs lucrurile și să avem o agendă flexibilă. Apoi ne putem într-adevăr întâlni cu persoane pe care nu le-am văzut de multă vreme în acest noiembrie și decembrie, vom mai vorbi, dar în acest noiembrie e posibil ca oameni cu care am spus, e prea departe, nu ne vedem, totuși să ne vedem. Dar tot ce e legat de conexiune la distanță și călătorii aduce surprize. Nu e neapărat așa cum am calculat, dar nu înseamnă că e rău. Dar ideea e să fim flexibili. Asta înseamnă din nou minte deschisă, să avem capacitatea, să primim informații, să conectăm informații, să găsim soluții mai creative. Și numai dacă avem un orizont mai larg. Apoi, un alt aspect foarte frumos este Venus intrat în Capricorn. Frumos, dar nu foarte comod. Din 12 noiembrie până pe 6 decembrie, Venus stă în Capricorn. Este un aspect ce vizează armonia, confortul și iubirea. Și manifestarea prin gesturi, tactil, servicii a iubirii. Ei, Capricornul este un semn mai aspru, în sensul că vrea dovezi, este foarte pragmatic, iar iubirea noastră trebuie dovedită. Am mai trecut noi printr-un astfel de aspect pe când, în vară, pe când, așa, la început de vară, când Venus era în Fecioară. Iarăși un semn pragmatic. Deci da, dacă iubim, trebuie să dovedim, trebuie să facem servicii, să ajutăm, să fim acolo de sprijin. Pentru că Capricornul vorbește și de lucru în comun, ținerea cuvântului, structurarea relației afective, cumva pragmatismul acesta al lui Venus ne atenționează dacă ne putem baza în relația noastră pe partenerul de viață, dacă tragem la fel pentru niște obiective comune, dacă avem aceleași scopuri, dacă scopurile servesc aceleași idealuri, dacă ne simțim mândri de relațiile noastre, de prietenie, relațiile afective în general, dacă le ținem doar pentru budoar sau defilăm și cu ele în societate, ne asumăm responsabilitățile în relație sau ele sunt numai de vacanță. Venus e mai pretențios în Capricorn și cere ca iubirea să treacă niște teste de asumare, de responsabilitate și de maturitate. Și nu spun că este un aspect rău, dimpotrivă, este un aspect maturizator și onorant. Dar avem lucruri de făcut. Deci trebuie să punem osul la treabă, să ajutăm, să fim de nădejde, să fim structurați și organizați, mai ales că e o perioadă de sărbători și sunt multe lucruri de făcut. Venus în Capricorn iubește vârstnicii și e bine să avem grijă și de ei sau să ne gândim la cum va îmbătrâni iubirea noastră, dacă trece testul timpului. Dacă felul în care ne iubim acum, cu ai noștri dragi, nu numai partenerul de viață, durează. Sau dacă nu cumva descoperim că permitem niște derapaje care în timp, spune Venus matur în Capricorn, nu vor arăta bine, se vor accentua și va fi din ce în ce mai rău. Mici slăbiciuni, vicii, o neglijență de vocabular, prea multă permisivitate sau prea multă cedare din partea noastră și greu de recuperat apoi terenul sau de pus niște condiții dacă am cedat prea mult. Deci,
Este un Venus în Capricorn care testează relațiile afective în general și de colaborare foarte strânsă, seriozitatea, sobrietatea unor relații, angajamentele și maturitatea în relație. Testul timpului al acestor colaborări sau relații afective apropiate pe care le avem, dar și dacă suntem mândri de aceste relații, astfel încât să putem defila cu ele în societate sau să ni le asumăm cu voce puternică. Indiferent ce zic alții, că e bine sau că nu e bine, că suntem alături de cineva. Să stăm vertical dacă este alegerea noastră cu adevărat și să spunem asta este experiența mea relațională, sunt prietenii mei, e partenerul meu, e partenera mea și cumva este o asumare oficială a unei relații. Pe de altă parte, în acest noiembrie, un alt aspect foarte interesant este că din 4 noiembrie și Marte intră în Leu, va retrograda însă aici și această retrogradare a lui Marte se va produce la finalul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, de fapt, dar este important pentru că, practic, Marte în Leu ne accentuează orgoliul, dar și dorința de a ne manifesta. Se combină foarte bine cu Mercur în Săgetător, spunem ce avem de gând și cine suntem, de fapt, ne manifestăm cu dezinvoltură. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte să trecem la horoscop, să facem setările necesare și să vedem cum parcurgem acest năzuros noiembrie cu atât de multe planete și retrograde și puternice în glas, dar și cu Marte, de exemplu, un leu puternic în acțiune. Pentru Berbec, este o lună în care nu acceptă ușor să fie contraziși, negați, opriți, frânați. Pe de altă parte, e o lună care îi poate inspira pe mulți berbeci să-și depășească puterile, adică să facă lucruri extraordinare la care poate s-au gândit, au visat, fie în dragoste, fie în activitățile lor practice, vor cumva să-și depășească niște limite. Pot îndrăzni soluții noi, idei noi, pot fi originali și foarte creativi. Sunt curajoși, nu așteaptă îndrumări. Vor face lucrurile așa cum vor gândi. În dragoste sunt intempestivi și surprind. Aceste surprize pot fi și plăcute și neplăcute. Nu se-și anunță o sosire, se pun la drum, propun o excursie, în iubire fac declarații, și-au angajamente, vizualizează pe termen lung relația, s-ar putea să aibă viteză mai mare decât are partenerul, de exemplu în dragoste. Și pentru și unii berbeci vor copleși și vor impresiona. Pe alții vor speria, depinde cum stau lucrurile, dar sunt înflăcărați, sunt intempestivi. Această energie uriașă poate prinde bine și în dragoste, dar cel mai bine prinde în activitate. Nu în sensul de a risca bani, că nu e vorba de bani aici și nu sunt aspecte financiare, ci mai curând de a testa niște idei avangardiste, cu cât planurile și proiectele lor includ originalitate, creativitate, ceva ce n-a mai făcut nimeni, cu atât poate fi de succes. Dar atenție, noiembrie și chiar decembrie, la acte și hârtii care acoperă această nouă activitate. Pentru Tauri, e o lună noiembrie care poate aduce mult efort, chiar fizic, în casă și în cămin, pentru a crea niște condiții mai bune de trai. Cei care nu își pot permite să-și facă acest culcuș pentru că împar casa cu mai mulți, pot să se simtă un pic ne la locul lor sau nu în locul lor potrivit. Destul de agitați. Dar nu prea există soluții, așa încât e bine să învețe să negocieze, zice Mercur în Săgetător. Să negocieze, să mai încerce și azi și mâine, să convingă, să lămurească, să înțeleagă de ce celălalt îi refuză sau nu e de acord sau ezită sau amână. Mai să-l înțeleagă foarte bine pentru a putea avea niște argumente pertinente, pentru a ști cum să pedaleze emoțional, ce speech, ce discurs să-și construiască. Pentru că e nevoie de colaborare pentru a rezolva aspecte legate de confort familial, dar și anumite aranjamente împreună cu membrii familiei care trebuie să fie conviși de anumite lucruri.
au nevoie să obțină o aprobare, un accept și se străduiesc pentru asta în această lună noiembrie, mai ales dacă, de exemplu, mulți tauri vor să adună familia la oaltă, vor să împace pe toată lumea, pot fi niște bulianți taurii, pentru că Venus, planeta care îi guvernează, este în Capricorn toată luna noiembrie. Indică faptul că poate de multe ori simt că e rolul lor acesta de a împăca, de a atenua ostilități mai vechi, de a trece peste niște teme aspre care poate țin oamenii la distanță. Pot avea acest rol și pot să și-l facă cu succes, dar implică foarte multă, mult consum energetic. Pentru Gemeni, e o lună agitată. Sunt pe drumuri. Drumuri scurte, dar și drumuri mai lungi. Nu știu câtă eficiență au la aceste drumuri pe care le fac, idei pe care le vehiculează și comunicări pe care le au. Se agită foarte mult. Poate chiar sunt nevoiți să alerge dintr-un loc în altul pentru a rezolva lucruri diverse și aprovizionare și pentru a întâlni persoane și pentru a încheia anul cu lucrurile rezolvate, dar cumva e foarte multă agitație pe hartă. Deci e posibil ca să rezolve toate lucrurile, dar consumă multă energie pentru asta. Nu întotdeauna sunt dispuși să aibă un ton blând când comunică. Aspectele sunt destul de iritante și ei sunt destul de iritabili. E adevărat că pot drege lucrurile după 25 noiembrie, dacă au făcut imprudențe verbale, dacă au folosit cuvinte tari, dacă au ripostat disproporționat. După 25 noiembrie, când Mercur e retrograd și știți cum e gândul de pe urmă, parcă e mai bun, s-ar putea să-i ajute să corecteze lucrurile, că de-aia e o planetă retrogradă, să repare. Dar ar fi păcat să folosească energia lui Mercur, care e foarte comunicativ și foarte dibaci în a comunica, să fie neglijenți. În schimb, cu autoritățile, cu șefii, pot fi vehemenți și aici au voie să riposteze dacă li se pare că un ordin este incorrect, este nedrept, nu-i profesionist, e prea orgolios, că nu primesc respect nici ei și nici cei din jur din partea unui șef, de exemplu. Au puterea și au și cuvintele pe care alții nu le au, să se ridice, să explice, să chiar să se certe. Și pot deveni eroi acestei luni. Pentru Raci este o lună de muncă, multă muncă. Poate nu e doar munca lor. Adică trebuie să acopere și ce nu fac alții. Este posibil cu Mercur retrograd cineva să abandoneze, să nu mai poată, să nu știe, să strice și cumva trebuie acoperită această muncă nefăcută, se mobilizează. Au multe lucruri de explicat, de lămurit. Parcă cineva nu înțelege, nu vrea, sau este teamă și atunci trebuie să aducă argumente în plus că o operațiune trebuie făcută. Atenție la hârtii. Pot fi probleme cu niște lucruri încurcate de ceva vreme și nu se poate încheia anul așa. Deci au mult de lucru și o muncă migăloasă, obositoare, săcăitoare, nu le cădea în sarcină în mod normal, dar nici nu pot trece peste. Au nevoie să se ajute cu diverse persoane, sunt foarte importante aceste persoane, dar nu toate merg până la capăt sau știu lucrurile până la capăt. Deci, complicat din punctul ăsta de vedere, așa că trebuie să fie zen, să fie detașați, să o ia cu deamănuntul și să nu lasă să se încheie anul așa și nu se va încheia așa, dar să fie atenți și la hârtii sau aspecte juridice, administrative, legale, contabile, din urmă, care vin acum și din cauza cărora nu se pot face niște etape. Apoi, Venus este în zona relațiilor pentru Raci. Contează foarte mult pentru ei în acest moment ca iubirea să fie probată, ca partenerul să fie de încredere, să nu-i sâcâie, să-i susține, să-i sprijine. Poate nu vor așa multă tandrețe, cât vor mai curând să simtă că se pot sprijini pe partener, este acolo. Pentru Lei, luna aduce și în cazul lor agitație și chiar agitație sentimentală. Au multe lucruri de constatat, de observat.
de analizat în dragoste. Sunt un pic asaltați, aș spune. Sau complimentați, unor cam grosolan, adică cineva vrea să le intre pe sub piele. Nu spun că le displace sau că nu se prind, dar Mercur spune, fii totuși prudent, fii totuși atent, vezi dacă oamenii care sunt în jurul tău sunt bine intenționați, dar nu înseamnă că și pun în practică lucrurile pe care cu atâta încântare și exaltare le stabiliți că le veți face. Și în relația cu copiii trebuie să fie un pic mai grijuli și un pic mai atenți. Câtă libertate dau? Foarte importantă comunicarea cu persoanele pe care le iubesc. Foarte importante întrebările pe care le pun. În general, Mercur în Săgetător pune întrebări, vrea să afle. În cazul lor, întrebările pentru cei care au copii trebuie să se adreseze viitorului copil. De ce vreți un anumit lucru? Ce vă îndeamnă? Ce vă place? Și asta înseamnă să nu vină cu idei preconcepute. În dragoste, iarăși, să fie un pic mai preocupați de ce bucură partenerul de viață, ce vise are, ce ocupații de timp liber, cu cine le petrece, cu cine îi place să stea mai mult, ce tânjește cel mai tare. Adică să cunoască acest univers sufletesc al celui de lângă ei. În felul acesta vor înțelege de ce celălalt face anumite eforturi pe care le îndreaptă într-o anumită direcție pentru a obține anumite lucruri care îl bucură. Poate nu sunt neapărat corecte, dar trebuie să înțeleagă acest univers al celuilalt. Cu cine petrece, de ce petrece sau ce hobby-uri are, ce pasiuni, ce îl încântă. Venus în Capricorn aduce muncă și muncă bună pentru lei, atât profesional cât și psihologic în acest proces de înțelegere. Pentru Fecioare, este agitație în casă, ori se schimbă casa, ori se schimbă în casă foarte multe lucruri. Dacă nu se schimbă nimic, parcă nu le place foarte tare. Unele fecioare pot fi musafire sau cu hainele în valiză, poate și din cauza unor musafiri pentru care trebuie să-și cedeze un pic din confortul lor, dar au acest sentiment că e de temporaritate, de precaritate a spațiului personal. Sau ceva se strică, trebuie să repare, nu mai e cum era. Agitație în cămin. Agitație și poate discuții și certuri cu ai casei legate de distribuire de sarcini, rezolvarea unei sarcini la timp, ca alte lucruri să poată funcționa. Nu prea au chef de gospodărire. Cumva energia lor și interesul lor merge spre alte direcții, mai mult către ce se întâmplă la muncă și au niște proiecte, niște inovații și simt că acum este momentul să se ocupe de ele ca să nu le piardă, să nu le uite, să nu le scape. Pe de altă parte, parcă sunt un pic distrate. E o lună bună pentru iubire, o iubire la distanță. Intră în conexiune, poate, cu persoane cu care mai mult comunică decât se văd și se întâlnesc. Deci e fascinant acest dialog. Pe de altă parte, se pregătesc pentru viitor. E ca și când ori își pregătesc un examen, ori pregătesc o lucrare, ori au o etapă foarte importantă, ar vrea să se concentreze pentru asta. E ceva cu bătaie pe termen lung, nu se văd roadele acum, poate nimeni nu înțelege de ce ele sunt preocupate de o anumită acțiune, când nu se văd roade acum și de aceea parcă tot ce e în casă le distrage și ele au nevoie să se bizuie mai mult pe ceilalți. Pentru balanțe, această lună noiembrie este aducătoare de pace și tihnă în casă cu Venus, care protejează. Pot exista schimbări bune, fericite, o schimbare de mobilier care încântă, schimbă atmosfera, musafiri plăcuți în casă, reîntâlniri și regăsiri cu persoane dragi, sprijin pe care îl primesc de la diverse persoane apropiate. Sunt schimbări și surprize foarte bune, chiar și cadouri, mai ales spre final de lună noiembrie, atenții sau un ajutor. Atmosfera în casă este foarte bună și sunt și realizări materiale. Ce le place și le distrage sunt drumurile. Parcă spre obositoare le pot face. Dacă ajung acolo unde ele cunosc locul, cunosc oamenii, știu că au condiții să se relaxeze, sigur că
ajungerea este foarte plăcută, să zicem o vacanță pe care o fac sau o revedere cu cineva, dar la distanță. Dar drumul în sine e obositor. Trebuie să fie atenți, mai ales dacă ei șofează. Cum își organizează deplasările, ce vreme prind, cât de atenți sunt, cât de odihniți sunt. Și e bine să fie în plus atenți la asta și să nu uite vreun act de care au nevoie pentru drum. Poate fi o încurcătură legislativă sau juridică, o hârtie pe care o rătăcesc, n-o găsesc, a rătăcit-o cineva, poate nu sunt ei de vină. O treabă care trebuie rezolvată înainte, de exemplu, de a face o călătorie și sunt foarte agitate că trebuie să termine. O lucrare pe care trebuie să scrie, un produs intelectual pe care trebuie să-l finalizeze și care le dă bătăi de cap. Deci, pe aspectul ăsta al comunicării și al hârtiilor, lucrurile sunt mai complicate. În noiembrie trebuie să se concentreze, într-adevăr comunică, dar sunt și foarte multe date și mai depind și de alții și trebuie să verifice dacă își fac și ei treaba. În schimb, acasă e liniște și pace. Bine și pentru sănătate în noiembrie. Pentru scorpioni, foarte multă agitație din pricina finanțelor. Caută diverse soluții. Bine că stă Mercur foarte mult timp aici și este isteț și le dă multe idei scorpionilor. Aș zice că acești bani pot veni un plus de bani printr-o foarte inteligentă folosire, manevre pe care le fac în plan juridico-financiar, să zicem. Adică pot profita de un anumit avantaj, un anumit atu pe care l-au și pe care le-a scăpat, nu l-au băgat în seamă. Pot face diverse aranjamente financiare. Le arde buza după bani. Aspectele sunt destul de tensionate. Caută surse de bani. Dar tocmai pentru că Mercur stă multă vreme, pot găsi soluții. Soluțiile sunt nu numai ce să facă ca să câștige mai mult. Abundența poate veni în cazul lor și printr-o mai judicioasă folosire a banilor care sunt deja, pe care ei câștigă, pe unde se risipesc, pe unde se scurg, ce investiții fac, ce cheltuieli au lunare și cumva încep să fie foarte atenți cu treaba asta și să pună dop la lucruri. Pot fi foarte zgârciți în această lună noiembrie, deci cadouri de Crăciun mai puțin. Li se pare că totul costă și sunt îngrijorați aproape că banii se duc pe lucruri. Însă, pe de altă parte, e bine să-și folosească energia lui Mercur nu numai atât pentru a pune dop cheltuielilor, ci pentru a avea intrări mai mari. Și asta nu înseamnă să facă muncă în plus, ci să facă o muncă mai inteligentă, pentru că au acolo niște facilități, niște avantaje pe care nu le speculează foarte bine în munca lor. Săgetătorii sunt foarte agitați. Mercur e în somnul lor zodiacal, e adevărat, îi face isteți, îi face atenți, îi face vigilenți, sunt foarte dornici de interacțiune, poate un pic cam prea reactivi, au întotdeauna o replică, au întotdeauna o vorbă, e bine să o gândească bine. Nu trebuie să fie muți deloc, au umor, e una din trăsăturile lor foarte frumoase și de aceea pot și corecta din mers lucrurile. Dar nu e cazul să fie orgolioși, nu e cazul să fie arțăgoși sau să fie obraznici sau chiar dacă au umor, lucrurile astea să fie un pic mai bine echilibrate. Însă sunt vii și sunt prezenți. Interacționează cu mare plăcere cu diverse persoane pe care le pot cunoaște prin intermediul altora care le prezintă oameni și li se par interesanți, parcă chiar vor cumva să iasă la rampă, să fie invitați, să cunoască lume, să se arate lumii și asta e de bine, dar există riscul să neglijeze casa și familia, să lase, să amâne niște treburi din casă. N-aș spune că le place să stea foarte mult pe acasă, cu Saturn acolo răzlețit în zona căminului, da, parcă e cam rece pe acasă, parcă nu e așa de plăcut sau sunt lucruri grele de făcut și parcă caută mai multe ajutoare, să nu fie singur, dacă s-ar putea să le facă alții treaba. E o atmosferă destul de rece în casă. Sau poate își fac griji pentru o persoană pe care nu prea pot ajuta, cel mult consola. O persoană în vârstă sau care are o problemă de multă vreme și care poate fi răscolită acum și ca în jurul căreia sunt discuții, dar nu prea pot face multe lucruri decât să asigure o atmosferă frumoasă, să colaboreze cu toți ai casei, să
organizeze poate niște sarcini, astfel încât fiecare să facă câte ceva. Venus în Capricorn din nou vorbește despre iubire, dragoste pentru cei în vârstă, dar și iubire pentru corpul lor. Atenție că unele boli se moștenesc și trebuie să ia măsuri din timp, având în vedere experiențele altora. Pentru Capricorn este o lună un pic ciudată pentru ei. Mercur retrogradează, dar într-o zonă tăcută a hărții, ca și când ar avea multe lucruri la care să reflecteze în surdină, nu spun altora, observă în schimb foarte atent. Și pentru că observă poate mai atent, Mercur în Săgetător poate tenta mulți capricori să fugă de anumite gânduri, să fugă de anumite reflecții. Nu este cazul. E bine să acorde atenție oamenilor din jur, intuițiilor pe care le au, revelațiilor pe care le au, sufletului lor, vocea interioară care le vorbește, le spune lucruri. Despre tot, și la muncă, și acasă, și în societate, au puterea chiar să anticipeze niște efecte, să prevadă niște fire de evoluție a lucrurilor. Sunt în mod normal, partea bună a acestui Mercur în Săgetător, și spre asta aș îndrepta spre Capricorn, foarte multă reflexivitate care revelează aspecte ce altora le scapă și ei, înaintea altora, pot prevedea niște lucruri. Inclusiv în probleme de sănătate sau de îngrijire, pot intui care e calea corectă. Care e cel mai bun terapeut? Care e terapia cea mai potrivită? Sigur, comunicând cu oamenii care îi îngrijesc. Adică să se implice, să își simtă și ei corpul. Deci foarte bun aspect pe sănătate. Investigații care se pot face în mai multe direcții pentru a primi mai multe răspunsuri și păreri, care îi ajută să aleagă o cale foarte bună. Apoi, aș zice că reflectează la lucruri mari legate de colectivitate, trenduri, ce se întâmplă în lume. Destul de îngrijorați sunt, pentru că ei sunt foarte prevăzători și vor să fie cu un pas înaintea tuturor și să aibă lucrurile în ordine. Dar partea bună e că Venus le traversează zodia. Au o încredere cumva, dincolo de ei, în viață și în propriile lor puteri, dar cumva care sunt susținute de sus. Și asta e foarte bine. Pentru vărsători, luna noiembrie aduce o agitație socială. Poate au un eveniment sau mai multe evenimente la care trebuie să participe și unde au surprize. Nu cunosc lumea, nu sunt ei organizatorii. Surpriza e și o cheltuială pe care o au. Dar stau foarte bine la capitolul relații sociale, popularitate, iubirea celor din jur, aprecierea celor din jur. Adică e o lună care îi poate face faimoși sau îndeamnă oamenii să vorbească bine de vărsători, dar asta cu niște costuri, cu zbatere din partea lor, cu emoții din partea lor. Na, vor trece și peste asta. E o lună în care au grijă să nu cheltuiască, dar totuși vor cheltui, mai ales pentru reprezentare. Dacă primesc musafiri, dacă sunt musafiri, dacă participă la diverse sindrofii, dacă ținuta e obligatorie, sunt nevoie să cheltuie. Ideea este ce le aduce această ieșire, ce câștiguri au de pe urma acestor evenimente la care participă și pot face prieteni, adevărat, pot întâlni lume bună, sunt activi și dinamici în societate, intră în anumite grupuri sau încep să fie agreabil, să intre pe listele unor grupuri. Da, într-adevăr, asta costă și energie și timp și bani și e posibil să-și asume. Venus în Capricorn îi face foarte grațioși și foarte calzi cu persoanele în vârstă și pot fi de ajutor. Pentru pești, noiembrie aduce multe griji, mai ales în postura pe care o au, funcția pe care o au, rolul pe care îl au. Griji să nu greșească, să facă lucrurile bine, să împace pe toată lumea, ceea ce e foarte greu. Să nu rănească pe nimeni, să se pună bine cumva cu toată lumea, dar în același timp să fie sinceri, să fie transparenți, să mărturisească onest dacă un lucru nu le miroase bine sau nu sunt de acord cu el, fie șef, fie partener. E jonglează, fac partinaj,
alunecă așa între mai multe stări și cu cât au responsabilități mai multe și vin cumva la foc continuu sau nu într-un mod organizat, cu atât îi agită mai tare, pentru că sunt foarte exigenți, știu slăbiciunile, nu vor să greșească, vor să facă lucrurile bine, parcă nu sunt siguri de terenul lor, parcă sunt puși în niște situații care sunt pălării prea mari, le depășește mult experiența acumulată sau confortul pe care îl au și stilul în care ei lucrează. Ordine pe care le primesc de la șefi, schimbări care vin, zic, în zona profesională, lucruri incerte, neclare, comenzi nejustificate. Nu sunt deloc de acord cu lucrul ăsta și probabil că o vor spune, pentru că au foarte mult curaj, au și aliați. Mai ales acolo unde trebuie să desfășoare activitate, la locul de muncă mă refer. Găsesc și aliați și se vor ridica, se vor verticaliza, nu prea sunt de acord. Și li se poate părea că sunt luați de proștii sau că cineva își dă mai multe aere decât ar trebui și crede că doar pentru că are o funcție și mai deștept. Da, deci vor lămuri foarte bine lucrurile. Cel mai mare avantaj în această perioadă este faptul că au coreligionari, oameni alături de ei, camareți de front, oameni care îi susțin, își câștigă popularitate, iubire din partea celor din jur și asta cumva le confirmă că sunt pe drumul bun. Să ne fie bine tuturor!